Viața mea, drumul mi-a schimbat Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Doamna Lidia Dan, știu despre dumneavoastră că sunteți o persoană foarte ambițioasă și foarte dinamică. În documentarea pentru acest interviu am aflat lucrul acesta. Ce ne puteți spune? Cum vă caracterizați dumneavoastră personal? Cred că nu greșiți în această caracterizare și nu știu ce aș mai putea spune în plus decât că dacă Dumnezeu ți-a dat o măsură, nu poți face altceva decât să o folosești, că dacă nu folosești, se întoarce împotriva ta. Așa că îi mulțumesc lui pentru ce mi-a dat. O viață trăită pentru Dumnezeu în cea mai mare parte, o viață de artist, o viață închinată la picioarele crucii. Ultima carte pe care ați scos-o, Ori de câte ori, semnată Lidana, impresii și mărturii din închisoare. În 1999 ați scos această ultimă carte. Cum ați scris această ultimă carte dintr-o serie mai lungă? Da, am scris-o, să zic, după un travaliu de 10 ani, pentru că această muncă a pornit în 90, după experiența adunată, după multe situații și întâmplări, dar, de fapt, aș putea spune că undeva mă cuprind și eu în cartea aceasta. Deci, probabil că această carte și-are rădăcinile în propria mea ființă. Vă rog să treceți în revistă, în câteva cuvinte, conținutul cărții, o scurtă recenzie. Da. Primele capitole sunt, aș zice, mai mult teoretice, respectiv începe cu chemarea, pentru că dacă nu ai o chemare pentru o lucrare, nu știu ce va ieși din ea, iar chemarea care Domnul mi-a făcut-o pentru această muncă a fost cu ani în urmă, înainte de Revoluție, și aș spune eu aici, poate dacă îmi dați voie, aș mixa puțin și viața mea pe lângă această carte, pentru că poate înainte de a se contura în mine această izbucnire spre cei în suferință, am suferit eu. Și la una dintre întrebările care mi le puneam pe drumul vieții mele, pentru că, așa spune, într-o tinerețe, într-o primă adolescență și, de fapt, tinerețe, îmi doream, în acurateța de atunci, să fiu o misionară. Pe vremea aceea, la noi în țară, cuvintele acestea erau așa cu o aură deosebită, foarte rar folosite. Dar cred că Domnul de atunci m-a chemat la o lucrare pe care atunci nu știam și au trecut ani. Și după ce am văzut de multe ori și într-un timp dureros că viața mea s-a făcut praf, am zis, Doamne, de ce? Plângând printre lacrimi și Dumnezeu mi-a zis să te învăț ce este iubirea. Și am înțeles cu ei, se iartă mult, iubește mult. Acela a fost primul punct în această muncă. Am făcut un grup de rugăciune de femei imediat după 80. Tot așa m-am rugat, am postit, Doamne, dă-mi femeile cu care să mă pot ruga. Și mi-a dat, grupul acesta funcționează și astăzi, se numește Grup Betania. Și la una din întâlnirile noastre, deci luam părți din Scriptură, discutam despre ele și ne rugam, am ajuns la Matei 25. Și când am ajuns la acea grilă de 6 lucrări practice, concrete, ultima fiind cea din închisoare, sigur, fiecare ne imaginam cum, ce, doar din literatură știam, însă toate ne îngrozeam numai când ne gândeam cine poate fi acolo. Ei, aici am trăit un alt moment al minunii, zic eu, a venit peste mine, numai așa îmi pot explica, o putere de sus, la rugăciune și la rugăciune ce a urmat o vreme, am simțit numai lacrimi, numai plâns și ziceam către prietenele mele, eu doresc să merg acolo. Oh, dar cum acolo, dar știi cine merge, deci știam doar din literatură. Au trecut ani. Și undeva s-a așezat în straturile din profunzimea vieții mele această dorință, peste care, să zic, s-a așezat din nou viața obișnuită, hobby-ul meu de pictură, expoziții, școala, catedra, familia. Și în deschiderea care s-a dus în țara noastră prin Revoluția pornită undeva din Timișoara și s-au deschis ușile, prea mult nu știam despre această ușă deschisă, dar în toamna lui 90, un cumnat de al meu, care fusese la penitenciarul chiar la cu filmul Iisus,
În sfârșit, după prima lui vizită, știți cum senzația rămâne senzația la început și ne-a povestit și știu că am adresat întrebarea, dar femei sunt? El mi-a zis, nu știu, am să întreb. A întrebat, mi-a spus că sunt și de atunci nu m-am deslipit de această muncă. Deci asta este partea de început în care am spus cum am simțit chemarea lui Dumnezeu, ce am observat că sunt închisorile, de aceea sunt bolnițe ale sufletului, un loc unde omul se poate întâlni cu Dumnezeu, al plânsului, că am dat așa câteva sintagme mai generale ale capitolelor. Apoi am pornit la niște întâmplări concrete care le-am trăit în această muncă din închisori, exemple practice și reale cu inițialele lor care m-au marcat și ne-au marcat, că deja în Cluj și aici lucrăm în echipă, ne-au marcat în așa fel încât, nu știu cum să vă spun, dar această lucrare este grea, dar este o lucrare care are mult de lucrat în noi, în cei care mergem să lucrăm acolo. Ne probează puterea de iertare, puterea de iubire. Este extraordinar de greu examen întâi pentru noi. Și vă spun, am trăit stări și le-am însemnat în carte, de exemplu, în capitolul Până la capăt, în care am văzut ce înseamnă să iubești până la capăt. Dumnezeu ne-a dat ocazia să avem în mâinile noastre o situație în care am trăit la modul care iarăși nu se poate uita și cel vizual, să-ți moară cineva în mâini, să vezi, a murit în casa noastră una din prietenele, că așa le numesc aceste femei, iar viața ei este zguduitoare, am trecut-o într-unul din capitole până la capăt. Deci vreau să vă spun și cartea cuprinde și câteva mărturii ale femeilor, deci numai din viața deținutelor, ale femeilor care au întâlnit acolo adevărata libertate și au scris mărturiile lor. Și un, să zic, capitol de sfârșit, ca și concluzii. Da. Am început cu sfârșitul. Cartea aceasta, de fapt, este una dintre cele mai recente ale dumneavoastră, cea mai recentă. Da. Dacă vreți să trecem puțin în revistă întreaga carieră și spuneați la un moment dat de Iisus Hristos a fost cel care v-a găsit, exact, din părțile vieții, a făcut, da, un tot. Haideți să aruncăm o privire asupra cioburilor din viața dumneavoastră și apoi a construcției, da, rezultate, da, a bibeloului rezultat în urma întâlnirii cu Hristos. Da, așa este. Aș porni de acolo ca, deci în viața mea, nu știam ce e iubirea, dar știam în, să zic, acuratețea aceea adolescentină, că-L iubesc pe Dumnezeu, prețuiam mult în biserică, eram foarte activă, programe, îmi plăcea, recitam, mă transpuneam, deci m-am botezat la 15 ani, ce să vă spun, părea o viață de erou, mai ales culminând și cu exmatricularea din facultate din 59, ce mai mă consideram ceva grozav. Dar vă spun sincer, nu știu de ce văd o multă similitudine, iertați în fie dacă îndrăznesc să spun, între ambițiosul și dăruitul și cel care își lua angajamentele cele mai puternice în Petru și în viața mea. Că exact așa am zis și eu, Doamne, și de fapt niciodată n-aș fi dorit să ajung acolo unde am ajuns într-o vreme. Deci vă spun, am fost exmatriculată că nu mi-am împărăsit credința în Dumnezeu împreună cu o prietenă de-a mea foarte bună, Tis de nume, coincidență, Lidia, ea era Lidia Cadar, eu eram Lidia Pop, în 59, 1 martie. Așa, timpul s-a scurs, m-am căsătorit, în sfârșit, totuși mi-am terminat facultatea, soțul meu a făcut un memoriu la minister, am anunțat-o și pe ea, deci am reușit să ne terminăm facultatea. Dar vremurile nu pun vina pe nimeni decât pe firea noastră păcătoasă. N-are rost, mi-am dat seama că nu e de vină nimeni decât în noi înșine este marea vină. Soțul meu era încă student, pare să că și acolo urma să vină așa o triere și am rărit biserica ca să nu mai mergem o vreme deloc, cel puțin la mine mă refer. Aș face acum o legătură cu una din cărțile mele de eseuri și consider că este un lucru extrem de important care aș vrea să se fixeze, cel puțin în mine s-a fixat cu fier roșu pentru totdeauna.
Și m-aș referi la un verset din Fapte 2:42. Ei stăruiau în patru lucruri: în învățătura apostolului, în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciuni. Ordinea lor are valoare. Și am notat aceste patru puncte ca cele patru puncte cardinale ale vieții de credință. Dacă viața noastră fizică are cele patru puncte și nu putem niciunul să eliminăm, oricum am trăit că am spune că nu-mi place nordul, că e rece, dar fără nord n-avem echilibru și n-avem orientare. Și doar faptul că am rărit și nu m-am mai dus la biserică, credeți-mă că a tras după sine și celelalte. Dar cei mai dureros, și așa trage atenția, Satana știe mult mai bine cuvântul decât noi, știam versete, știam texte mult. Și dacă, cum să vă spun, rătăcirea mea a pornit cu cuvântul lui Dumnezeu pe buze, toate îmi sunt îngăduite, de ce nu-mi poate fi de folos? Să încerc, să vedem, nu-mi este de folos. Și prietena care mi este foarte bună și în ziua de astăzi, colegă de facultate, hai tu, Lidia, la o cafea, atunci era la început acest, mă rog, obicei, oare nu merge o țigară? Ei, așa am pornit-o. Și după ce am văzut, și în acest timp, cum să vă spun, eu zic că toate lucrurile îngăduite Dumnezeu le lasă spre trezirea noastră, nu spre pierdere. În acest timp, să zic că am făcut și lucruri bune, aș spune eu că ați pomenit ceva, prin rude apropiate, foarte apropiate, să zic că nu are rost să aduc amănunte, dar în urma unui test, asta aș vrea să spun, pentru că au rol testele, fără să-ți dai seama, mi s-a spus, da, ce faci în afară de, zic, în afară de faptul că sunt profesoară, am familie, am copii, mai scriu, dar nu arăt la nimeni, nu fac nimic. Ei, ce-ar fi să pictez? Și, nu vă spun, a răscolit o singură întrebare, un bobârnac care a pornit o avalanșă în mine. La ce vârstă era asta? Era în jur de 31-32 de ani, deci destul de târziu, aș spune, dar recunosc că am avut un gust al culorii, mi-a plăcut totdeauna în școală unde făceam hărți, deci la geografie sau la botanică plante, plăcea să le dichisesele. Deci asta aveam. Dar cum să vă spun, după război, vremurile cum erau, nu prea era un accent, o dorință să stimulezi, să pornești ceea ce este în om ca acum. Bun. Și așa într-un maraton care, vă spun, și pe mine undeva acum, stând mai în tihnă, mă uimește, în timp scurt, deci am făcut școala populară de artă, am făcut lucrări destul de mari, aș spune, aproape monumentale și în școală și în mozaic, lucrări în holul de la un cămin, lucrări istorice, începând de la perioada de formare a poporului român, mergând până la 1877, deci cu scene mari din istorie, lune concepute chiar de mine, în sens că, ca și concepție, am făcut cabinetul de română cu scriitor pe pereți, cu tot, vă spun, în lucrările, când se intră în liceu unde am fost eu, este lucrare în mozaic cu modele tehnice luate, că era un liceu tehnic, dar le-am luat cele estetice și chiar era o cruce, ca un șurub care se termina cu o formație care se termina cu o cruce și zic, aceea este bine acolo. Deci aveam ambiții mari, mari. Am avut expoziții în Timișoara, de două ori la Bastion, am avut în București, am avut în Târgu Mureș, în Baia Mare, în Cluj, de multe ori, în sfârșit, Oradea. Dar în toate aceste căutări, așa, am făcut parte din cenaclul literar Octavian Goga din Cluj, în toate aceste căutări ale mele de împlinire, aveam un gol care îl târam după mine. Aceasta era extraordinar, mi-a plăcut să citesc mult, cât am putut, cât îmi permitea în toate treburile care aveam de făcut. M-am apropiat de antropozofie, am studiat pe Steiner, am studiat și alte filozofii în timpul acesta. Dar, credeți-mă, dacă cineva m-ar fi întrebat, crezi în Dumnezeu? Niciodată n-am spus nu cred. Dar nu trăiam ceea ce-mi cerea el, ci ceea ce vreau eu. Deci eram un creștin absolut firesc. Și mă leagă de Timișoara, trebuie să spun lucrul acesta și l-am și notat într-unul din eseuri, în cartea mea de eseuri numită Veghe, cum nu l-am întâlnit pe Iisus, căci mă găsise el mai dinainte, întoarcerea mea la Domnul, el aduna cioburile și trebuie să spun că în această strângere la oaltă, un rol important îl are rugăciunea.
Iarăși mă leg de Petru. Nu știu ce se întâmpla cu el. Dacă Iisus nu i-ar fi spus: m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. M-am mirat foarte mult. La Iuda nu i-a spus. Iuda a făcut drumul pe jumătate. Pentru mine s-a rugat tot timpul și am plâns și a postit: mama mea. Și mulțumesc Domnului, mai trăiește și acum și am învățat multe lucruri de la ea. Și în ziua de astăzi are zi de post pe săptămână în care aduce înaintea Domnului durerile ei. Și plecând de la Timișoara, culorile, verișorul meu, culori, pasteluri, uleiuri, mă rog, o forfotă din aceasta fără stâmpar, într-un drum, că de fapt toată viața este un drum, dinspre un mal spre celălalt, în tren, discuție, ce carte citiți, unde mergeți, ce religie aveți. M-a frapat întrebarea: cine te întreba pe vremea ceaușistă, comunistă, ce religie? Dar pe cine îl interesa lucrul acesta? Atunci l-am invitat pe coridor, pe acel student, era din Iordania, notez, era creștin, evanghelic, mergea în aceeași biserică de lângă, în Cluj, de unde stăteam noi, în apropiere de locuința noastră, cunoștea foarte bine familia, socrii mei. Și am povestit toată viața. Deci dacă am o persoană care i-am povestit, ca să zic, ca un duhovnic, am avut curajul, pentru că cred eu era un străin, cred că de aceea am avut un curaj așa mai mult, și am povestit și în final mi-a spus: tu trebuie să vii acolo de unde ai plecat, la biserică. Dar cum să merg? Dar atâția ani că nu m-am dus, mi-e rușine, cum să merg? Eu mă voi ruga pentru tine. Și a revenit la noi, chiar de ziua mea era mare sărbătoare acolo, a revenit, l-am introdus în familie și în acea primăvară, când m-am născut în luna în care se sărbătorește Paștele, este luna aprilie, luna Paștelui, și m-am dus la biserică și, Doamne, ce minunat e de atunci! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat lacrimi de căință. Zic eu că sunt cele mai sfinte lacrimi și nu știu, vorbeam cu cineva, nu știu care este hotărârea Domnului, unde mă va trimite sau ce va face, dar știu că El nu mă lasă. În rest, toată bucuria mea este că El m-a găsit și m-a prins de mână. Da. În afară de viața dumneavoastră împărțită între familie, catedra de română și pictura ca hobby, dar din care ați făcut cel puțin vreo 20 de expoziții până la Revoluție, după Revoluție ați scris și 4 volume. Da. Lucrarea de laudă, Roa, Veghe și Ori de câte ori. Despre Ori de câte ori am discutat deja. Da. Despre celelalte 3 volume, câteva cuvinte. Da. Deci primele 2, Lucrarea de laudă și Roa, cuprind versuri, versuri creștine. Acum eu am scris și alte versuri, dar acelea încă nu le-am publicat, considerând că a fost bine să dau prioritate. Acestea sunt versuri creștine în sens de zbuciumul acesta interior, redat poate și tematic sau așa pe anumite texte, pornind din anumite logosuri deosebite din Scriptură. Și al treilea volum, Veghe, este cel de eseuri. Eseuri tot cu conținut creștin. Din cele de eseuri, să zic, am pomenit de unul, cum nu l-am întâlnit pe Iisus, pentru că mă găsise el mai dinainte. Multe sunt pornite tot de la sintagme biblice sau adâncesc o anumită stare sufletească intitulată Veghe, iar acesta ultimul, cum vă spuneam, impresie din închisoare. Acum, sigur că, mă rog, fiecare, să zic, cel care scrie își consideră cea mai bună carte cea care o va scrie. Da. Dintre preocupările dumneavoastră extrafamiliale, care v-a fost cea mai dragă? Catedra, pictura sau scrisul? Sau închisoarea? Da. Deci undeva le leg. Le leg în ce sens? Poate? O precizare, lucrarea cu cei din închisoare, să nu fiu înțeles greșit. Da, da.
Deci știu că mi-a plăcut să scriu din școală, însă v-am spus contextul cum era, nu am arătat timid, îmi plăceau lucrările de compunere la română, deci mi-a plăcut să scriu de atunci. Îmi plăcea să recit de atunci, doream să, ca un vis, unul din visele mele de tinerețe a fost să fiu artistă. Aș putea spune acum o paranteză că atunci când îmi recit eu versurile, duc o mică recuzită, poate sunt mai ciudată, dar nu am ce face, nu pot altfel. O poezie obiectuală, am un fond de muzică, am obiecte care exprimă sau completează. Deci zic eu că Dumnezeu mi-a îngăduit și acest vis de al meu să-l văd împlinit la această mică dimensiune. Când îmi recit, am fost la diferite școli sau licee invitată sau la penitenciar, când merg, am avut mai multe emisiuni de acestea de cultură la Gherla, au fost și alți oameni de artă și atunci m-am dus cu această, sau la Cenaclu și deci îmi place și văd că asta sunt eu. Știu că, de exemplu, la expoziții mult am fost criticată pentru că expuneam atât versuri cât și pictură, fie ulei, fie pastelul sau, dar și design vestimentar, că am lucrat mult. Și a spus, de ce nu mă fixez la una? Zic, nu știu, asta mă reprezintă puțin, asta sunt. Și deci așa, iar în ce privește, să zic, în ce privește cea mai dragă, n-aș putea să vă spun. Dacă ar fi omenește să vorbesc, pictura mi-e foarte dragă, dar ce fac acum, am înțeles. Toată catedra m-a antrenat, m-a format pentru ce fac acum. Pentru că cea mai mare artă este cea pe sufletul omului. Și nu știu cum să vă spun, mi-am transpus sutele de felicitări, le concep într-un anumit fel, deci deși e, nu vezi rezultatele ca atunci, nu te aplaudă nimeni, dar o lacrimă izbucnită, un cuvânt de spus, vai, dacă ați ști că nimeni nu mă caută. Și cred că totuși aici rămân. Deși, acum fac o mică mărturisire, mă îndeamnă foarte mult doamna directoare, a fost directoare la Muzeul de Artă, să fac o expoziție finală la Muzeul de Artă, să cuprindă mai multe aspecte. Și sunt așa într-o dilemă, că va trebui puțină pauză, dar să fac în munca din închisori. Însă, deci zic eu că frumosul poate, frumosul în suflet e cel mai înalt. Și Dumnezeu ne-a creat într-o lume frumoasă să creăm frumosul. Nu cred că o expoziție finală ar fi titulatura cea mai adecvată. Probabil, da, da. Mai? Probabil, da. Mă bucur că nu-mi tăiați aripile, pentru că prietenele mele de echipă a spus, nu, nu te duci acolo, lasă aici cu noi. Așa cum ziceți, probabil că eu cred că așa este. Caleb la 80 de ani spunea către Moise, dă-mi mie muntele, sunt la fel de în putere ca și la 40 de ani și sunt gata să cuceresc acest munte. Da, mă bucur foarte mult că mă încurajați, pentru că și pentru mine este o taină și mă bucur să mă încred în taine, că nu le pricep, și atunci pot ca un copil să mă încred în ele. Cum vor întinerii cei în vârstă ca vulturii? M-am tot întrebat ce taină au vulturii, dar știu că taina e mâna lui Dumnezeu și El îți dă putere să mergi atât cât El îngăduie. De aceea îi mulțumesc, pentru că cred că așa va fi cum va voi el. Și nu cred că Dumnezeu ar fi gata să piardă o investiție din moment ce a investit ani sau zeci de ani să vă pregătească, cum ați spus, la munca la catedră și acum să folosească prea puțin 10 ani. 10 ani este prea puțin să faci o școală de 20-30 de ani și apoi să profesezi doar 10 ani. Da, vă mulțumesc oricum de încurajare, dar ceea ce văd că Dumnezeu cum lucrează, pornește timid, timid de tot, cum am pornit eu atunci, cu lacrimi. Că n-am știut cum este decât am plâns. Apoi am pornit cu o îndrăzneală, neștiind unde mă duc, dar m-am împins Dumnezeu din spate și acum lucrăm în echipă și este extraordinar să vezi cum lucrează, cum se lucrează în echipă. Și văd că așa este lucru cel bun și am venit să mă întâlnesc cu prietenele mele care lucrează în închisoare și dorim în vara aceasta să ne vedem într-o întâlnire de final de săptămână, femeile care lucrăm în închisoare, și aș mai vrea să vă spun ceva, cum lucrează Dumnezeu, nu risipește nici măcar fărâmiturile, extraordinar, deci dacă m-a lăsat și am practicat cu o sete
incredibilă, vă spun, nu pot uita un om că făceam naveta, când am fost profesoară, lucram înnebunită și vorbeam cu el și a făcut cruce și a zis, Doamne, eu, dumneata, lucrez cu diavolul, vorbești cu mine, mâinile îți merg, nu înțeleg. Și am zis, Doamne, fug de diavolul. Deci dacă Dumnezeu a dat ceva, n-a dat-o în... Și după ce am avut aceste expoziții multe, mi-amintesc Revoluția, Clujul, Steagul Găurit, noi în piața acolo adunat și mă propteam de un stâlp unde era afișul meu că m-a prins cu expoziția la Muzeul Etnografic. Și din ceea ce a fost rodul muncii, mâinilor acestora muncitoare, Dumnezeu mi-a îngăduit să ridic un loc unde se adună tinerii sau nu numai tineri în Domnul și gândesc lucrurile împărăției lui Dumnezeu într-o zonă de munte cu acești bani din obiectele vândute de atunci. Și mulțumesc că nu s-a dus în risipă munca aceasta. Dacă acum nu mai pot și câte țoale, așa le-am numit eu, hainele acestea de lână groasă, am făcut, Dumnezeu mi-a îngăduit să le trimit, să le vând și cu banii aceia să ridic aici unde vom dori să mergem lângă Cluj, într-o zonă de munte, o casă închinată Domnului pentru întâlniri spirituale. John Stott, unul dintre cei mai mari gânditori moderni, gânditori creștini, evanghelici moderni, spunea, a fost întrebat la un moment dat, ce ar face altfel pentru bucata de viață pe care a trăit-o? Ce ar face altfel? Ce ați face altfel pentru viața pe care ați trăit-o până acum? Dacă ar fi să o reluați din nou de la... Da, dacă ar fi să o reiau, în primul rând vreau să spun că recunosc că alegerea care Dumnezeu a făcut-o în viață pentru mine e cea mai bună. Chiar dacă la vârsta aceea, de copil, de tânără, am zis, Doamne, nu e cel mai bun. E cel mai bun, asta e prima declarație care aș face-o. Și mulțumesc Dumnezeu că mi-a descoperit după vreme lucrul acesta. Este omul cel mai potrivit. Asta nu știu, trebuie întrebat el dacă și eu sunt un ajutor potrivit pentru el. Deci, în primul rând, aș accepta lucrul acesta. În al doilea rând, nu știu dacă aș putea anula etapele care acum zic, Doamne, de ce? Că și prin acelea mă gândesc că Dumnezeu m-a format și știe că acum plâng și zic, Doamne, aș fi vrut să fie o lacrimă curată, dar în acest pământ pângărit, Doamne, dacă ai îngăduit, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat acolo tăvălugită și nu m-ai lăsat uitată. Și am înțeles marele lui har. Că mulți spun și se apropie de Biblie, spun, păi, dar acolo ce întâlnesc? Zic, ne întâlnim pe noi înșine. Că numai Iisus Hristos a fost curat. Și avem nădejde și vă spun, asta cred că mă apropie foarte mult de prietene mele din închisoare. Știu că am fost întrebată, de exemplu, la Radio Renașterea la Cluj, cum văd că am multe cunoștințe. De exemplu, din Târșor, deci se știa foarte mult despre ea, s-a dat pe diferite posturi numele ei și a făcut ceva ce știa toată lumea. Cum o accept? Cum pot să accept când a făcut așa o crimă odioasă fiind doctoriță pediatră? Zic, cum pot să accept decât uitându-mă în Scriptură? Cum din prospețimea edenică a ieșit un Cain? Cum? Și atunci am înțeles, Doamne, sunt taina, e taina fără de lege care nu pot eu descifra, decât, Doamne, îți mulțumesc că Tu ne-ai învățat să ne rugăm, păzește-ne de cel rău și Tu îți întinzi mâna și numai Tu poți să smulgi de acolo. Și de aceea vă spun, această deschidere n-aș fi avut-o, nici de cum, dacă n-ar fi fost acel ocoliș. Așa spun eu, acel drum în spirală, dar spre înălțare și te-a ridicat de unde, din gunoi. Toate le consider gunoaie și din gunoi m-a ridicat. Slavă Domnului, îi mulțumesc din toată inima pentru lucrarea Lui. Așa că nu știu ce aș lăsa deoparte. Mai avem un minut din această emisiune. V-aș ruga două lucruri. Să treci să prezentați ascultătorilor familia dumneavoastră cu nume și următorul un gând bun pentru ascultători. Da. Deci, fac parte din familia Dan Ionel Alexandru, soțul meu, eu Dan Lidia, Dan Cristina, căsătorit în Suceava, Onofrei, și Valentin Sebastian în Cluj. Noi trăim în Cluj, iar dorim din toată inima să-L onorăm pe Domnul urmându-L, iar gândul bun pentru ascultătorii noștri este acela că Dumnezeu iubește pe fiecare
Și dacă ascultăm în taina inimii această chemare de iubire, devenim cei mai fericiți oameni de pe pământ. Și o declar că îi mulțumesc că m-a făcut fericită, că am alergat toată viața după fericire. Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.